Italia a anunțat că va asigura conducerea noului grup de luptă al NATO din Bulgaria. Scopul este creșterea capacității de apărare pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice în contextul tensiunilor provocate de Rusia. Astfel, sute de soldați și noi echipamente militare vor ajunge în curând în Sofia. Noul grup NATO format în Bulgaria va fi suplimentat de către Italia cu noi echipamente militare, dar și cu aproximativ 800 de soldați. Bulgaria, în schimb, va contribui cu mai puțin de 150 de soldați, chiar dacă își dorea conducerea acestuia. De asemenea, guvernul bulgar a permis participarea 40 de militari din Albania. Statele Unite și Marea Britanie au convenit să ofere câte o companie grupului de luptă desfășurat în Bulgaria. De obicei, o companie numără între 150 și 200 de soldați. Contextul războiului, precum și amenințările Rusiei, obligă NATO să-și întărească prezența în estul Europei, ca modalitate de prevenție. Așadar, în luna martie, numărul soldaților în flancul estic de la Marea Baltică la Marea Neagră a ajuns la 40.000. NATO a decis să înființeze și 4 noi grupuri de luptă în Bulgaria, România, Ungaria și Slovacia. Acestea se adaugă celor 4 grupuri tactice care existau deja în țările Baltice și în Polonia.